stăm din nou în fața Cărții Sfinte, conștienți că stăm în fața Cuvântului Dumnezeu și dorim ca să primim lumină de sus, considerând că toată Scriptura este de folos, încredințați că atât Vechiul cât și Noul Testament au fost scrise pentru învățătura noastră. În această seară, o altă lecție din ciclul Neamuri de oameni, neamul romanilor. Imperiul Roman s-a format de la un mic regat întemeiat în anul 753 înaintea erei noastre, care apoi a devenit republică în 510 înaintea erei noastre și a continuat sub forma aceasta de organizare până când în anul 27 înaintea erei noastre, prin cezarul August Octavian, nume de altfel August Onorific ce l-a primit el, de atunci se consideră că s-a întemeiat Imperiul Roman cu capitala la Roma până în anul 395, când s-a împărțit în Imperiul Roman de apus, păstrând capitala la Roma, și Imperiul Roman de răsărit cu capitala la Constantinopol, în o parte și respectiv cealaltă parte a Imperiului. Imperiul Roman de apus a rămas până în 476, iar cel de răsărit până în anul 1453. A fost un imperiu foarte longeviv. De altfel, în profeția biblică, este văzut ca ultima fiară, aceea nespus de grozavă. În toată această perioadă, Imperiul Roman a stăpânit tot ceea ce era în jurul Mării Mediterane, cea mai extinsă suprafață, cel mai extins teritoriu a fost în timpul regelui împăratului Traian, când știți a fost cucerită și Dacia, dar nu ne vom opri la aspecte de ordin istoric, de aceea m-am referit doar la puține date. Pe noi ne interesează în prim plan felul în care profeția biblică privește acest imperiu, acest neam de oameni, felul în care ei au relaționat cu poporul lui Dumnezeu, pentru că evreii în diaspora lor au ajuns la Roma, acolo au fost și creștini, știți că este adresată o epistolă credincioșilor din Roma, acolo erau și credincioși în casa cezarului, așa cum este scris în Filipeni 4:22, și ceea ce este mai important și ne vom opri să studiem în această seară, Imperiul Roman a avut o putere și o influență foarte mare în perioada Noului Testament și privit Imperiul Roman în extensia sa până la Cornul cel Mic, influența și istoria sa încă nu s-a încheiat, se va încheia odată cu istoria Pământului. De aceea, dintre neamurile de oameni, romani și cronologic vorbind și sub aceste aspecte, i-am lăsat la urmă pentru că într-o ultimă lecție viitoare ne vom referi la neamul evreilor. Așa cum știm noi, Imperiul Roman în profeția biblică și apoi romanii în Evanghelii și în epistolele Noului Testament. Deschidem mai întâi Cartea Sfântă la Daniel, capitolul 7. Și vom vedea că ceea ce a urmat și v-am prezentat în puține date, a fost prezentat de Dumnezeu încă înainte de a se întâmpla, datând profeția lui Daniel. Roma era un mic regat atunci când el a vorbit. Nu s-ar fi gândit oamenii la așa ceva. În vremea aceea erau regate mult mai puternice decât Roma. Daniel, capitolul 7, citim de la versetul 2. Daniel a început și a zis: în vederea mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare,
așa s-au format imperiile. Și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Și e numeră. Babilonienii, Medoperșii și macedonienii lui Macedon, de care am vorbit în lecția anterioară. Citim apoi de la versetul 7. După aceea m-am uitat în vederile mele de înspăimântătoare și de puternic. Avea niște dinți mari de fier, mânca sfărămaș, călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebit de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. Imperiile celelalte trei n-au avut nici extinderea, nici lungimea ca timp istoric de dominație ca și romanii. Și pentru că această fiară este trecută ultima și totuși Imperiul Roman de răsărit s-a stins, de ce nu mai este prezentată o altă? Pentru că iată ce scrie aici. Am amintit în finalul versetului 7, am citit că avea 10 coarne, despre care scrie și în Apocalipsa. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinaintea acestui corn au fost mulse 3 din cele din 1 coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochi de om și o gură care vorbea cu trufie. Deja aici ne aflăm la sfârșitul istoriei, pentru că scrie în continuare. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit zile a sejut jos. Haina lui era albă ca zăpada și pără capului era ca niște lână albă. Scaunul de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. Atât imaginea fiarei este simbolică, cât și imaginea celui ce ședea pe tron. Tronul arată puterea, albul, dreptatea, sfințenia, focul, judecata. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori slujeau și de 10.000 de ori, 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Eu mă uitam mereu din legată de Imperiul Roman ca origine în Imperiul Roman. M-am uitat până când fiara a fost ucisă. Care fiară? Aceea a patra, din care mai rămăsese doar puterea prin corn. Și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, pentru că toate imperiile s-au stins, dar le s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. M-am uitat în timpul vederilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă, putere împărătească pentru ca să slujească toate popoarele, neamurile și oamenii toate limbile. Stăpânirea lui este stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. I se dă explicația și scrie apoi de la versetul 19. În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra. I s-a părut ceva deosebit, așa cum a prezentat-o încă de la început. Pentru că era nespus de grozavă, avea dinți de fier și gheare de aramă, mânca sfărmașe, călca în picioare ce rămânea. Imperiul Roman a zdrobit tot. Toate neamurile din jur au trebuit să îi se supună. Și asupra celor 10 coarne pe care le avea în cap, știți, scrie în Apocalipsa, cele 10 coarne sunt 10 împărați, dar asta nu înseamnă numai strict 10, pentru că romanii n-au avut numai 10. Este un număr de referință. Și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea cărora căzuseră 3, asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Această trufie, hule pe care le rostea, sunt menționate în epistole și în Apocalipsa. Acesta va fi specificul ultimei manifestări umane, care, așa cum scrie în Apocalipsa 13, a primit putere din partea balaurului să hulească pe Dumnezeu și să se împotrivească sfinților. Pentru că scrie aici în versetul 21, am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit. Asta nu înseamnă că sfinții pierd vreodată. Se referă la faptul că au fost omorâți. Și din nou
iese în evidență foarte clar că acest ultim corn va fi la conducerea națiunilor când va veni Domnul Hristos pe nerul cerului. Până când a venit cel îmbătrânit de zile, a făcut dreptate sfinților celui preanalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Citim și explicația că îi privește pe Roman, versetul 23. Fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul și va călca în picioare și îl va zdrobi. Cred că se referă atât la fiară în prima ei ipostază, cea a Imperiului Roman, evenimente ce aparțin trecutului, cât și la cornul acela ce, repet, are de-a face tot cu această fiară și a cărui lucrare va fi mult mai extinsă decât a fost a Imperiului Roman. Nu se va limita doar la limitele Mării Mediterane, la Africa, Orientul apropiat, mijlociu și parte din Europa. Se va extinde mult mai mult. Versetul 24. Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va dobori 3 împărați. Observați că fiara s-a deosebit de toate celelalte fiare, iar cornul, acest ultim împărat, se va deosebi de toți ceilalți. Adică fiecare va face ce nu s-a mai făcut. Va avea o putere mai mare. Versetul 25, și astea sunt, repet, noțiuni care în parte s-au împlinit și în parte urmează să se împlinească. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va asupri pe sfinții celui preanalt, se va încumeta să schimbe vremile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata, i se va lua stăpânirea care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărăților care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților și lui preanalt, împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Pentru o așa vreme, cum am citit aici în final, când toate vor fi supuse, ne rugăm noi când spunem, Doamne, vie împărăția Ta. Adică să expire mandatul la toate aceste împărății care sunt ca niște fiare în fond. Ne oprim puțin și în cartea Apocalipsei, rămânând la dimensiunea profetică, pentru că era evangelizării sau perioada bisericii, cum este numită uneori, eu aș numi-o mai degrabă era evangelizării mondiale, când mesajul sfânt n-a rămas numai la un popor, ci Domnul a spus că trebuie să meargă la toate popoarele. Această vreme, de acum 2000 de ani, a început în timpul acestei fiare. Și această lucrare, știți că Domnul a spus că nu va veni înainte să ajungă Evanghelia până la margini, se va încheia în timpul existenței acestui corn. Sub acest aspect am putea spune că întreaga perioadă se va efectua în paralel cu lucrarea aceasta. Citim din cartea Apocalipsa, capitolul 13, de la versetul 1. Apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Iată că păstra în combinația ei elemente din toate fiarele anterioare descrise în Daniel. Deci, dar ce o făcea deosebit? Balaur i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Repet, e aceeași fiară, care n-a murit și nu moare până când vine stăpânul. Și-au început să închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei, și-au început să închine fiarei, zicând, cine se poate asemăi cu fiara
și cine se poate lupta cu ea? Pentru că în toate aceste descrieri este prezentată nespus de grozavă. Această fiară cuprinde o arie politică a lucrării, asta înseamnă evident și o dimensiune militară, cuprinde o arie economică, în Apocalipsa avem un Babilon economic în capitolul 18, pentru că nu se poate stăpâni fără putere economică, orice stat impune impozite ca să poată controla și guverna și de asemenea implică o dimensiune religioasă. Și Roma le-a avut pe toate. Cât despre bogăție, se spunea în vremea Imperiului Roman că din 10, dacă ar fi toată bogăția pământului să se împartă în 10, 9 sunt la Roma. Nu degeaba a fost numită cetatea eternă. Citim tot aici, de la versetul 11. Apoi am văzut de când sunt din pământ o altă fiară. Dar în Daniel am citit că sunt numai 4. Asta e a 5. Care avea 2 coarne ca unui miel și vorbea ca un balaur. El lucra cu toată puterea fiarei din tâi. Observați, sunt serviciile aceleiași fiare. Și făcea ca pământul și locuitorul se închine fiare din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Amăgea, e dimensiunea religioasă de care vorbeam, stăpânea economic, făcea ca oamenii să nu poată cumpăra sau vinde, pentru că diavolul nu poate face ce vrea pe pământ, chiar dacă are îngeri asociați, fără oameni. Îngerii operează prin oameni, chiar dacă diavolul atacă și direct oamenii, dar împotriva poporului sfinților, în mod deosebit, diavolul își canalizează puterile folosind aceste puteri omenești. Însă toate acestea sunt până într-o zi. Citim și din Apocalipsa 17. De la versetul 11. Și fiara care era aceea patra grozavă din Daniel. Și nu mai este. Pentru că au fost vremuri în istorie când părea că nu mai este. El însă și este la 8-lea împărat, este numărul celor 7 și merge la pierzare. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați, care n-au primit încă împărăția și vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Adică ceea ce a fost în timpul Imperiului Roman, când stăpânea cu putere cezarul de la Roma, prin toate pârghile de care aminteam, politic, religios, economic, va fi din nou în final. Dar scurt, un ceas scrie aici. În Daniel am citit două vreme, o vreme și jumătatea unei vreme. Versetul 13. Toți au același gând când se va ajunge la unison. Știți că au fost vremuri în istorie când s-au format imperii și când s-au dezintegrat imperii. Aici va fi din nou o coagulare a forțelor, ceea ce va face ca în mod unitar, ceea ce va rezulta să aibă o putere de fiară. Toți au același gând și dau fiare puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul. Din nou, același război. Versetul 16. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara vor rupe curvă prostituata, religia. O vor pusti și o vor lăsa o goală. Carnea o vor mânca și o vor arde cu foc. Căci Dumnezeu, și acesta e versetul de încheiere din ceea ce v-am citit, vreau să ne gândim, Dumnezeu când a profețit toate acestea, le-a spus ca unul care nu mai știa ce se va întâmpla sau ca unul care el le comandă și are putere să le controleze? Deci Dumnezeu nu a fost doar ca unul care a obținut informații sau are puterea să intuiască ce va fi, ci ca unul care are un plan care cuprinde și pe diavolul și pe îngeri și toți oamenii și toate fiarele și toate făpturile. Am reținut, cred că cu toții din Daniel, ceea ce
scoate în evidență nu doar puterea diavolului, fiare, puternice, care sfărâmă tot, ci faptul că în final Dumnezeu, care le-a anticipat, le va controla, toate puterile se vor supune și va fi stăpân peste tot și pentru vecii vecilor. Dar ascultați ce scrie aici, versetul acesta, care scoate în evidență stăpânirea divină. 17 cu 17 Apocalipsa. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul Lui. Deci planul e al Lui, nu e al lor. Să se învoiască pe deplin, să dea fiare stăpânirea lor împărătească, până se vor îndeplini cuvintele Lui Dumnezeu. Eu cred că noi nu vom putea pricepe până în Împărăția Sfântă de ce a lucrat Dumnezeu așa. De ce l-a lăsat pe diavolul și toate aceste fiare, ca mii de ani, să omoare sfinți, să fie atâta tragedie pe pământ, atâta necaz, moarte. Și dacă e vorba de toate acestea, Imperiul Roman îi se pot atribui multe. A fost o fiară nespus de grozav și de înspăimântătoare, a cărei lucrare, prin ultimul corn, încă nu s-a încheiat. Dar totuși, în paralel cu aceste evenimente, ce este interesant și important pentru noi, Dumnezeu și-a format prin Domnul Hristos 12 ucenici și i-a trimis. Tocmai în locurile de stăpânire acestei fiare, exact cum spunea Domnul, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. A lăsat lupii, dar și-a instruit miei ca atare. Apostolul Pavel a avut un mesaj din partea Domnului că va misiona la Roma. El își dorea asta. A vrut să meargă până în inima Imperiului. Pentru ca de acolo, și nu numai, să pornească chemarea la împărăția veșnică, pentru că aceasta romană, ca și celelalte, erau trecătoare. Iată ce i-a vorbit Domnul lui Pavel cu privire la Roma. Fapte, capitolul 23, versetul 11. Domnul s-a arătat lui Pavel și i-a zis: îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Și știți când i-a mai vorbit? Când erau pe corabie și nu mai trăgeau speranță de viață. Vine îngerul și spune: nu te teme. Știi ce ți-a vorbit Domnul? Și amintește, tu vei merge la Roma. Și Pavel a misionat câțiva ani în Roma, chiar dacă o parte din timp a fost cu arest la domiciliu, dar lucra nestingerit. Scrie în Roman, capitolul 1, cât de mult își dorea el aceasta. Citim de la versetul 7. Deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți al lui Dumnezeu în Roma. Avea diavolul acolo, stăpânirea lui, dar avea și Dumnezeu prea iubiți ai lui acolo. Chemați să fiți sfinți, har și pace la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Versetul 15. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Scrie tot aici de la versetul 9, că îi pomenea în rugăciune. Versetul 10, cerea Domnului ca să ajungă la ei. Versetul 11, dorea să-i vadă, să se îmbărbăteze. Și întoarcem o pagină în urmă în fapte 28 ca să vedem cum Dumnezeu a rânduit ca el să lucreze la Roma. Scrie în finalul versetului 14, și așa am ajuns la Roma. De altfel, ucenicii cum au plecat din Ierusalim? Huiduiți! Pavel cum a ajuns la Roma? Arestat! Dar uite că așa își făcea Dumnezeu lucrarea. Acum scrie tot Pavel, eu sunt legat, nu și cuvântul. Și este scris aici, în versetul 16, cum am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați și capitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. Versetul 30, Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie, primea pe toți ce veneau să-l vadă, propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Deci, fiara își făcea lucrarea, dar își făcea și mielul lui Dumnezeu lucrarea.
la Roma și peste tot în Imperiu. Să observăm câteva date despre romani în Evanghelii și Epistole. Apostolul Pavel, ca unul care era conștient de puterea Romei, ca unul care cu siguranță cunoștea profețiile și cred că le-a interpretat ca atare și știa că trăia în timpul acelei fiare nespus de grozave, a recomandat, citesc din Roman capitolul 13, supunere și colaborare cu autoritățile în vederea răspândirii Evangheliei. Roman 13, citim de la versetul 1. Oricine să fie supus stăpânilor celor mai înalte, și astea cu siguranță era referire la Cezar și conducerea imperială, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt, asta sigur făcea referire la romani, au fost rânduite de Dumnezeu. Interesant versetul 4. Dregătorul, cel ce cârmuiește, el este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Pentru că trebuie să recunoaștem că în timpul Imperiului Roman au fost și vremuri în care a fost bine, a fost prosperitate și în mod deosebit cei care aveau cetățenie romană s-au bucurat de drepturi sporite. Între ei, așa a îngăduit Dumnezeu să fie și Apostolul Pavel. Imperiul Roman și-a adus o contribuție, indirect, evident, dar toate acestea erau datorate providenței divine, ca Evanghelia să se răspândească mai ușor. A fost un singur stat, o singură limbă oficială folosită și chiar cunoscută în masa de oameni, nu latina, greaca, în mod deosebit în partea de răsărit, unde a înaintat Evanghelia cel mai mult. Au fost așa numitele drumuri romane care au permis circulația, o infrastructură pentru vremea aceea bine pusă la punct. Era o siguranță. Au fost mai multe facilități pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru Evanghelia sa și pentru Fiul său care s-a născut tocmai sub această stăpânire. Să nu uităm că Domnul Iisus Hristos s-a născut la Betleem în urma unei porunci date de Cezarul de la Roma. Pentru că Dumnezeu a folosit stăpânirea aceea, s-a dat o poruncă, scrie în Luca 2, de la Cezar, au găsit, scrie toată lumea. Și așa se face că Iosif și Maria fac deplasarea de la Nazaret la Betleem. Pentru că n-a fost nimic întâmplător. Cum vă spuneam, nici faptul că Apostolul Pavel a fost roman. Vreau să vă citesc din Faptele Apostolilor câteva referințe din care înțelegem că autoritățile romane i-au ajutat mult pe predicatori în vremea aceea. Fără protecția legilor romane și a dregătorilor romani, iudeii l-ar fi linșat pe Pavel și pe mulți alții. Deci iată că Dumnezeu s-a folosit de serviciile acestei fiare, care au fost puse de Dumnezeu să zdrobească multe popoare, dar care în perioadele de liniște a făcut ca Evanghelia să aibă un drum deschis. Și lucrul acesta este clar că venea de la Domnul. Citim din Fapte 16 în continuare. Versetul 19. Dregătorii romani, autoritățile regionale sau locale, au fost împotriva ucenicilor numai atunci când iudeii sau alte influențe religioase și-au spus cuvânt. Când au văzut stăpânii roabei acelea din Filip că s-a dus în deșe câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Psila și i-au tărât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor. Tot dregătorii n-aveau intenția asta. Drept dovadă, scrie aici de la versetul 35, când s-a făcut ziua dregătorii, au trimis pe cei ce purtau noele să spună temnicerului, dă drumul oamenilor celor. Deci iată că nu autoritatea romană voia să îi închidă pe ucenici și să-i oprească să nu vestească cuvântul. În capitolul 17, citim de la versetul 5, că iudeii se împotriveau, nu romanii. Iudeii care nu crezuseră, de pismă au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloata, au întărătat cetatea.
s-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i ducă afară la norod. Din nou a intervenit la autorități, autoritățile au luat niște bani și le-au dat drumul. Capitolul 18, versetul 12. Pe când era galion cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel. L-au dus înaintea scaunului de judecat și au zis: omul acesta atâță pe oameni se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Pavel vrea să înceapă vorba când galion, acel cârmuitor, a zis iudeilor: dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuvinții iudeilor. Dar dacă este vorba de neînțeles asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră. Eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Și i-a alungat de la scaunul de judecat. Deci iată că autoritățile romane în vremea aceea au fost favorabile predicării Evangheliei. Nu le-au pus piedici. Piedicile veneau, repet, din partea iudeilor. Mai evident rezultă aceasta în capitolul 21, atunci când Pavel a fost prins de mulțimea iudeilor și scrie de la versetul 31, pe când cercau să-l omoare, s-a dus vestea la căpitanul oastei că tot Ierusalimul s-a turburat. Acesta a luat îndată ostași și sutași și a alergat la ei. Când au văzut pe căpitan și pe ostași, au încetat să mai bată pe Pavel. Deci a scăpat Pavel și de moarte și de bătaie cu autoritățile romane. Și scrie în continuare, știți evenimentele, s-au angajat cu post, cu blestem să-l omoare. Cine l-a scăpat? Autoritățile romane. Căpitanul l-a trimis la dregător și Pavel a fost nevoit să ceară să ajungă sub autoritatea cezarului, pentru că dacă ar fi acceptat să se întoarcă înapoi la Ierusalim și autoritățile regionale ar fi fost influențate de iudei, el ar fi fost omorât. Ar fi vrut pe drum sau în orice alte circunstanțe. De aceea scrie în Fapte 25 că Pavel nădăjduia mult mai mult de la cezar decât de la neamul său. Citim de la versetul 9. Festus îl întreabă: vrei să te sui la Ierusalim să fii judecat pentru aceste lucruri înaintea mea? Pavel a zis: eu stau înaintea scaunului de judecat al cezarului, acolo trebuie să fiu judecat. Erau mult mai multe șanse de dreptate la Roma decât la Ierusalim. Pentru că în vremea aceea, conducerea imperială nu era împotriva creștinilor. Prigoana s-a declanșat mai târziu. Așa se face că Pavel a ajuns la Roma, scrie în 26:32, hai și 31, și când au plecat, ziceau unii către alții: omul acesta n-a făcut nimic vreun de moarte sau de închisoare. Și Agripa lui Festus: omul acestuia s-ar fi dat drumul dacă n-ar fi cerut să fie judecat de cezar, dar el a cerut să fie judecat de cezar ca să scape de evrei, pentru că altfel ar fi vrut să îl omoare. Deci, rețin această primă mențiune care iese în evidență din atâtea referințe și altele care nu le-am citit: Dumnezeu s-a folosit de Imperiul Roman pentru înaintarea Evangheliei. Dumnezeu hotăra când să sufle vânt pe mare sau să nu sufle. Și au fost vremuri în care Evanghelia a putut să se extindă în împărăția lui Dumnezeu, să cuprindă noi și noi teritorii, în fond, suflete. Un alt aspect legat de raporturile cu Roma erau de natură economică. Este cunoscut până în zi de astăzi dreptul roman, judecata pe bază de martori, dreptul la apărare, dar în același timp îndatoririle de ordin fiscal. Știți că au vrut să-l prindă pe Domnul cu banul cezarului? Ce a învățat Domnul sub acest aspect în relațiile dintre contribuabil și stat? Citim din Evanghelia după Marcu, capitolul 12. De la versetul 13. Hai și 12. Ei căutau să-l prindă, dar se temeau de norod, pricepuseră că împotriva lor spusese Iisus pilda aceasta. Și l-au lăsat și au plecat. Apoi, în aceeași încercare, dorință de a-l prinde, au trimis la Iisus pe unii din farisei și din irodiani, ca să-l prindă cu vorba, întrebându-l. Uite, iată cu câtă viclenie. Învățătorule, știm că spui adevărul, că nu-ți pasă de nimeni, cu alte cuvinte, nici de cezar, tu ai coloană vertebrală.
nu cauți la fața oamenilor și înveți pe oamenii calea Dumnezeu în adevăr, se cade să plătim bir cezarului sau nu? Să plătim sau să nu plătim? Sintetizează ei întrebarea. Iisus le-a cunoscut fățăricia și le-a zis, pentru ce mă ispitiți? Aduceți-mi un ban ca să-l văd. I-au adus banul și Domnul le spune, versetul 17, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Adică se poate concomitent să n-ai probleme cu cezarul, repet, în timpuri de pace, de liniște, să te achizi de îndatoririle față de stat și să-i poți da lui Dumnezeu ce îi se cuvine, adică să-ți faci lucrarea. Asta este important. Asta spune și Apostolul Pavel în Roman, capitolul 13, citim în continuare de la versetul 6. Tot pentru aceasta plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori al lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Interesant. Toți perceptorii fac o slujbă pentru Dumnezeu? Făceau și atunci, da. Și cezarul și toți ceilalți. De aceea ne îndeamnă Pavel și Timotei să ne rugăm ca să fie un stat în care legile să se respecte, pentru că este voia lui Dumnezeu ca oamenii să fie mântuiți și în asemenea perioadă Evanghelia să înainteze. Măcar că, nici în perioada de prigoană, lucrarea n-a stagnat. Să nu uităm că diavolul și în acest domeniu vrea să ne prindă, Mamona lucrează, Babilonul economic de care aminteam în capitolul 18, vremurile de libertate și de prosperitate trebuie să ne ajute să împărțim lucrurile cu înțelepciune. Ce revine cezarului? Ce revine lui Dumnezeu? S-ar putea să ajungem în ispita să nu-i mai dăm nici la cezar, nici la Dumnezeu. Să spunem că putem să adunăm pentru noi. Și în perioada Noului Testament, mă refer la aceasta pentru că despre asta avem referințe, au fost oameni care din dragostea pentru lume, iubind lucrurile din lume, s-au pierdut. Deși Iacob scrie, vai de cei ce au strâns bogății în zilele din urmă. Ce s-a ales cu averile romanilor când urma să apară anul 70? Au fost distruse toate. Ce se va întâmpla cu averile din ultimă generație? Apocalipsa capitolul 18. Ce s-a întâmplat de altfel cu toată averea și puterea Romei? Se pierd într-o clipă. De aceea, când e vorba de astfel de lucruri, cred că potrivește și în privința aceasta Apocalipsa 13 cu 18, ne uitând că în versetele anterioare este scris despre a cumpăra și a vinde. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei? Adică cine e atât de înțelept încât să știe ce vreme este, cum zice în Eclesiastul 8, înțeleptul cunoaște vremea și judecata. Sper că în privința aceasta nu avem probleme și vom reuși să biruim fiara sub aspect economic, deși vor fi și oameni înfrânți, dar ăștia nu sunt peste săptămână la adunare, că ăștia au cu treabă. Adică oameni pe care i-a subjugat banul, fie într-un fel, fie într-altul. În vremea Domnului și apostolilor erau zeloții care nu recunoșteau autoritatea romană deloc. În cealaltă extremă erau vameșii, care nu doar că erau cei care colectau impozitele pentru Roma, dar unii se complăcuseră întru totul în asociere cu romanii, în defavoarea cauzei sfinte. Starea de echilibru e cea recomandată de Scripturi. O a treia mențiune, deci să nu uităm ce am spus până aici, Imperiul Roman a fost folosit de Dumnezeu cu succes pentru lucrarea Evangheliei. 2. Imperiul Roman a avut un rol în stabilizarea, să le numim cum e acum, stărilor economice, a piețelor. Și a fost o vreme în care oamenii trebuia să-și achite taxele și în același timp să poată sluji la Dumnezeu, să poată duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Asta e de dorit. Însă,
lucrurile n-au mers mult așa. Am putea spune că primul care a pătimit sub autoritatea romană a fost Domnul Iisus, precedat de Ioan Botezătorul, exact cum le-a fost lucrarea. Și Domnul spunea că ce s-a întâmplat cu el se va întâmpla și cu alții. Fața romană s-a schimbat, au ajuns la conducere cezari care au pretins închinare, în mod deosebit, începând cu Nero, deceniul 7 din primul secol, și apoi culminând spre finalul secolului cu domnia lui Domitian, s-a instaurat o cruntă prigoană venită de la Roma. Domitian a pretins că este zeu și toată lumea trebuia să-i se adreseze cu cuvintele Domnul și Dumnezeul Domitian. Și aici a apărut conflictul. Cezarul pretindea mai mult decât Banu, pretindea închinarea. Și Domnul a spus, dați cezarul ceea cezarului și lui Dumnezeu, și lui Dumnezeu. Când a spus Domnul Satanei, și cu asta s-a încheiat ispitirea potrivit unei evanghelii, lui Dumnezeu să te închini și numai lui să-i slujești. În Apocalipsa, capitolul 2, ne uitând că această carte a fost scrisă în timpul acestei crude prigoane prin Domitian, când Ioan a fost și el deportat, primii apostoli au fost martiri sub Nero, la Roma, citim în Apocalipsa, capitolul 2, și aici se vede dimensiunea fiarei și în raport cu creștinii. 2 cu versetul 10, nu te temi nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul să arunce în temnițe pe unul din voi, ca să vă încerce și veți avea un necaz 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Versetul 13, știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Apocalipsa, capitolul 6. Și toți aceștia de care citim, toți au plătit cu moarte de martir în timpul fiarei a patra. 6 cu 9. Când m-a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbun sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecare din ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să mă aștepte puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Deci fiara ale zile numărate, sfinții care trebuie să-i omoare sunt numărați și ei. Mergem la capitolul 13. Pentru că unul din rolurile acestei fiare, dat de Dumnezeu, este să se facă o selecție totală între oameni, între închinători. Nu sunt lăsate în zadar, au fost lăsați, v-am spus, făcând bine Evanghelie, făcând prosperă viața pe pământ, dar au și acest scop ultim. 13, citim versetul 7, s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască, adică să se facă selecția până la ultima suflare. I s-a dat stăpânire peste orice seminție, orice norod, orice limbă și orice neam și toți locuitorii pământului se vor închina. Toți aceia căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului, care a fost junghiat, ceilalți nu se închină. Versetul 15, s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, să facă ca să fie omorâți toți ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și în privința asta se va folosi și nu este cadru acum pentru aceasta, de ceea ce scrie în capitolul 17, de puterea religioasă. Cezarul și-a angajat personal la cultul său. Icoanele lui Domitian, atestă izvoarele istorice, au ajuns să vorbească. Deci ce scrie aici se poate repeta oricând. Există un precedent. Au făcut miracole și atunci. Și acești reprezentanți ai cezarului în teritoriu, depinde cât au fost de
zeloși, pentru că nu pe întreaga suprafață a Imperiului Roman prigoana a avut aceeași intensitate. Apoi, au fost împărați care au fost mult mai liniștiți. Până în jurul anului 300, în timpul lui Diocletian, au fost acele 10 valori de prigoană, dar n-a fost tot timpul prigoană. Au fost cezari și au fost vremuri în care Dumnezeu le restrângea autoritatea atunci când credincioșii din nou se extindeau, ca și în vremea libertății noastre. Se construiau locașuri de închinare, Dumnezeu iarăși făcea ca să se micșoreze sita și să fie cernuți, iarăși restrângea autoritatea. Așa a curs istoria, până când, în secolul IV la început, s-a dat libertate și apoi, în finalul secolului IV, creștinismul a devenit religie de stat și lucrurile și ispita s-a schimbat în partea cealaltă. Credincioșii tot au fost prigoniți, cel mai mult sub Roma. A rămas acolo locul de unde se dădea comanda pentru omorârea sfinților, nu numai la Roma. Și Sfântul Imperiu Roman și nemții și francezii, perioada Evului Mediu, au fost multe torturi până târziu. Dar, cum spuneam, toate acestea sunt stabilite de Domnul atunci când El dă libertate acestei prostituate, religiei false, să călărească pe fiară și să-și impună un mod de închinare fals și cine nu se închină să fie omorât. Comanda se dă din această combinație dintre religios și politic. Încheiem cu două idei scurte. Vreau să înțelegem că aceste fiare au pe de o parte o față domestică, aș spune, atunci când Dumnezeu se folosește de ele în scop pozitiv, vizibil pozitiv. Nu s-a folosit Dumnezeu de Cir, care a fost o fiară, să dea drumul evreilor să meargă la Ierusalim să reconstruiască templul? Ba da! Nu s-a folosit Dumnezeu de Nebucadnețar și de alții să dea comunicate către Imperiu în care să fie evidențiat numele Domnului și puterea Lui? Ba da! Numai cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu în felul Lui de a fi se tem că atunci când se instaurează o așa putere, înseamnă că Dumnezeu pe moment e dezorientat sau nu poate să acționeze. Știți ce a spus Caiafa când vorbea cu ceilalți din Sanhedrin cu privire la arestarea Domnului? Vin romani, ne cuceresc țara și neamul, ce ne facem? El prorocea fără să știe sărmanul că de fapt Dumnezeu voia să-și adune pe toți credincioșii și avea un anume plan. Îmi place textul din Apocalipsa 14 unde scrie de la versetul 6: am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului și acolo fiarele nu ajung. Cu Evanghelie veșnică să vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărui limbă, oricărui norod. Dar interesant că exact aceste definiri, orice neam, orice seminție, apar sub stăpânirea fiarei. Și tot aceste definiri apar sub mandatul Evangheliei. Și atunci când granițele se extind, poate merge Evanghelia mai ușor până la marginea pământului. Pentru că altfel efectul turnului Babel îngreunează mult răspândirea Evangheliei. Și Dumnezeu s-a folosit de aceste sisteme globalizate să-și aducă la îndeplinire planul Său. Există să și o altă față sălbatică a acestor fiare, dar și aceasta e tot sub controlul lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a numărat coarnele și dinții sau capetele și le-a lăsat sau le-a retezat. De aceea scrie în Apocalipsa 13, versetul 7, i s-a dat să facă război cu sfinții. Și de mai multe ori se repetă în acest capitol, i s-a dat. Da, i s-a dat de către Balaur, dar în fond s-a dat de către Dumnezeu. Știți ce spunea Domnul Iisus către Pilat? El s-a lăudat, nu știi că am putere. Nu avea nicio putere dacă nu ți-ar fost dată de sus. Da, putere să răstinească pe Fiul Dumnezeu? Da, pentru că era un plan.
aparent o față sălbatică, împlinea un scop divin. Și ultimul verset, 15:2, Apocalipsa, asta este imaginea care trebuie să ne rămână în minte, vorbind despre fiare, asta nu ca să nu visăm urât la noapte, ci ca să avem siguranță. Și am văzut pe o mare de sticlă amestecată cu foc, că este o mare aici jos, care se tulbură și ies fiare din ea, dar mai este o mare sus. Și pe marea de sticlă, cu alăutul lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și a numărului numelui ei. Și de 2000 de ani, în paralel cu domnia acestei fiare, cu intermitențele de care am citit în profeții, Dumnezeu adună biruitori care reușesc să se impună în plan spiritual, care rezistă și în cele mai crunte vremuri. Doamne, ajută-ne și pe noi. Amin.